Terenul de sport cu gazon sintetic de pe strada Eminescu din Deva, de lângă blocul Turnanele, a fost reabilitat, iar de luni 15 iunie poate fi folosit de doritorii de mișcare în aer liber. Reabilitarea acestei baze sportive a fost făcută de către cei de la Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva, din cadrul primăriei. Vineri a fost făcută recepția lucrărilor de reabilitare a bazei sportive din cartierul Devean Micro 15 de pe strada Eminescu, de lângă blocul Turnanele. Terenul cu gazon sintetic, inaugurat în urmă cu mai mulți ani, era într-o stare avansată de degradare și a fost reabilitat de către cei de la Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală din cadrul primăriei Deva. De astăzi, terenul poate fi utilizat de către doritori, directorul SPIGM, Irinel Faur, anunțând că au fost instalate camere de supraveghere pentru a-i depista pe cei care pot produce stricăciuni. A fost dat de multă vreme în folosință, doar că în ultima perioadă am constatat că trebuie intervenit și aici mă refer la repararea lui. Au fost și multe reclamații în acest sens, din păcate nu ține de noi felul în care a arătat. Noi ne ocupăm de administrarea lui și de îngrijirea lui, bineînțeles, și la nevoie de reparațiile care sunt necesare. A fost deteriorat în proporții de peste 50%, plasa a fost furată. Am intervenit, l-am reparat așa cum vedeți și dumneavoastră. Am montat și camere video pentru ca în momentul în care cineva încearcă să fure sau să strice ceea ce noi am reparat să fie luat la întrebări sau amendat. Este un teren așa cum vedem după toate normele. Așteptăm ca vremea să-i lasă pe tineri să-l poată și folosi și să sperăm că nu va mai fi nevoie să intervenim la repararea lui încă o dată. Utilizarea acestui teren, ca și a celorlalte baze sportive din oraș, din administrarea primăriei, este gratuită. Însă, ținând cont de mai multe solicitări, cei de la SPIGM nu exclud realizarea unei programări, în special pentru practicanții tenisului de câmp. Toate locurile de gen din municipiul nostru sunt gratuite, sunt făcute pentru cetățeni și primul venit e primul servit, cum este vorba la noi. Cei care vin pot să beneficieze de el în mod gratuit, dar să știți că locurile de acest gen din Deva, precum și locurile de joacă, sunt folosite fără probleme și aici mă refer la chestia de programare sau așa mai departe. Ne gândim foarte serios la o programare pentru terenurile de tenis, pentru că sunt și persoane care fac semi-performanță, sunt și persoane care vor să se distreze și atunci trebuie să ne organizăm din acest punct de vedere, dar acest teren este în mod gratuit și se folosește de către locuitorii acestui cartier, și anume Micro 15. În perioada următoare, cei de la SPIGM Deva vor reabilita și alte terenuri de sport sau locuri de joacă de pe raza reședinței de județ.